Calvarul a început în urmă cu 4 ani, când Simona a fost diagnosticată cu o afecțiune extrem de gravă care avea să-i schimbe viața. Din acel moment a început cursa pentru supraviețuire. În noiembrie 2009, fetița a acuzat dureri de inimă și atunci am mers cu ea la medic, ne-a zis că tot plămânul stâng părea acoperit de o tumoră. Am operat-o, iar spre nefericirea noastră, diagnosticul a fost greșit. Ne-a zis că este o tumoră benignă și tot ce trebuia făcut, trebuia operată și atât. După 6 luni, tumora a recidivat și am început curele de chimioterapie. În loc de jucării, a primit medicamente. Nu a mai putut merge la școală, însă a început să meargă din ce în ce mai des la spital. Operațiile și chinurile s-au ținut lanț. A urmat 6 cure de chimioterapie, după care o nouă operație, urmate de alte 8 cure de chimioterapie. La un an de zile după ce am terminat curele de chimioterapie, tumora a recidivat din nou. Coșmarul a reînceput, ca să zic așa. Au urmat alte 2 cure de chimioterapie, o nouă intervenție chirurgicală, după care urma să facem radioterapie. Medicii nu i-au dat prea multe șanse, însă Simona continuă să lupte. Părinții sunt disperați și se roagă zilnic ca fetița lor să fie sănătoasă, să fie la fel ca ceilalți copii. Speranța că totul va fi bine le dă puterea de a merge mai departe. Salvarea vine de la o clinică din străinătate, însă părinții Simonei nu-și permit costul tratamentului. Toată lumea zicea că nu mai are ce să-i facă. Și atunci am fost îndrumați către Spitalul Funden spre autotransplant, ca să zic așa. Iar doamna doctor de acolo ne-a zis că autotransplantul în momentul de față îl facem cam degeaba. Ați avut o clinică din Italia unde radioterapia este un tratament foarte scump? Da, am contactat. Am luat legătura cu mai multe clinici din Italia, de fapt, și ne costă foarte mult ca să mergem, și drumul și tratamentul în sine costă foarte mult. Undeva aproape de 10.000 de euro. Cu lacrimi în ochi și cu o durere sfâșietoare, mama Simonei imploră divinitatea să-i salveze fetița. Un copil care merită șansa de a avea o viață normală poate fi salvat de oameni cu suflet mare. Dacă nu facem nimic, leziunile care sunt milimetrice acum pe plămânul drept se vor transforma, se vor mări. Cine are copii știe ce înseamnă durerea de mamă și rog pe cine poate să ne ajute. Fetița merită să trăiască și toți copiii merită să trăiască. Chiar dacă este doar un copil, Simona luptă cu îndârjire și speră ca cineva să-i întindă o mână de ajutor. Cine poate oferi o rază de speranță pentru un copil chinuit de soartă, este rugat să apeleze la numărul afișat pe ecran. Salvați-o pe Simona!